Atât. Bun, salutări tuturor și bine v-am găsit la un nou episod în Dying Light The Following. Și acum trebuie să ne ducem la Ezgi, că a găsit ea ceva pe acolo, mă. Da, avem o problemă. Avem o problemă, tunelul ăla cred că nu mai e clear așa cum l-am lăsat noi. Bă, hai la tunelul ăla, ce să zic. Dai seama să fie un demolisher. Wow, lasă că l-ar stai fi puțin, ușor. Poți să-mi dai și o recall la mașină? Nu. Pot, dar unde pot? Bă, dar iar mi-a spawnat mașina, mă, la naiba. Dă-ți mări. Da, de-aia mea. Uite, mașina mea e aici. Eu îmi dau record că nu mai... Până ajung eu... Așteptăm și pe undeva. Păi ho, că mă... Mamă, n-am benzină, stai așa. Asta că e cu Iacu. Gata. Bun, să dau și o recall odată că... Bă, deci dacă iau... Să-mi cam prost locația mașinii. Cam prost, stai. Hai să vedem ce vrea Ezgi asta cu tunelul și cu... De ce văd un craniu? Îți dai force kill sau? Da, îți dai seama. Da, oare ce-ai făcut? Mă, de la un save location, adică la ăsta? Nu mai țin minte dacă te spauna... Cum ai reușit? Tuzu morții tăi și cu save location-ul mătii să scot. Explică-mi și mie în amănunt cum ai reușit să o mierlești așa de repede. Bă, bune mă frate, uite unde sunt. Vino bă să mă ieși pe mine că nu mă duc pe să-mi fac. Pe unde ești? De ce nu mă dă la safe zone dacă eu eram aproape de safe zone? Tu-s dead-ul și morții mei. Păi nu știu unde ești în primul rând și... Departe. Păi și eu-s departe. Stai așa. A, păi stai mă că ești aproape de mine, dar vino spre mine, nu te mai duc încolo. Trebuie să mor eu repede, fie era la dreapta de zipi ăla aici, pe cine l-a pus acolo să-mi iau un pulă. Hai. Hai. Hai să vedem ce vrea asta la tunel, dacă s-a dus pe zi și să ia acolo, eu... E zi în joc, ăsta e zi în joc. Da, dar nu știu cum o fi misiunea. Deci cred că... Cred că... Cred că avem o idee. Vagă, dar e o idee. Ah, bă, lasă-mă. Ce vrei, mă, măcața și tu. O luăm bine pe aici, mă, o luăm bine. Ia o paratură. Nu. No. Bă, stai, safe zone? Oare poți să-mi dau recall la mașină? Hai, că mergem așa. Ne întoarcem după aia. Ia, stai puțin. Așa. Uite, ăsta de bubuie. Tot felul de retardați pe aici. Bă, dacă toți suntem aici, nu facem noi safe zone-ul ăsta? Ba, da. Îți dai și recall la mașină. Oricum trebuie să facem mai multe safe zone-uri. Vezi că sunt mulți acolo, bă. Ce dracu mă lezi, bă, că... Prin înăuntru... Poliția! Bam. Pe aici și-a? A, e băgatul ăsta în seamă. Ce vrei, mă? Hai să pun și eu siguranțele. Hai că mai sunt niște proști pe undeva pe afară. Acoperiș? Mă aduc acum. Nu sunt pe acoperiș, uite unul aici. Oooo, ce aveți, sunteți bolnavi. Dă-i, dă-i. Dacă am mulți runneri. Nu știu, mă enervează runnerii ăștia la... Dă-i ștulul ăsta, bă, că nu pot să-mi repar arma din cauza lui. Dar de ce nu s-a făcut save zone? Bă, mai sunt și că câțiva înăuntru. Bă, dar care, bro, că... Păi ăștia morți de pe jos, mă, de aici, uite, ăsta. Și mai trebuie să fie unul mort undeva. Unde? În cuptorul cu... A. Cuptorul cu micro, unde? A, în sfârșit. Bun, unde dracu e ăla cu...
Da, era jos, apare, băga mea știu. Mergem bine pe aici? Unde, bă, e ăla de recall, bă, frate, că nu mai pot. Recall-a mea și... Bă, am de la de recall, mă, la mașină. Spawn buggy. Tor, iar am dat, mă, de tor. Ce? Iar am dat de tor. Iar le duci de tor, a? Aaaa. Prietenul meu tor, nu-l știi tu. Bine că e pus pe... În fine, hai. În sfârșit. Hai că eu am ajuns la tâmpenia asta de tunel. Imediat iau și o scurtătură mică, ajung și... Rup copaci ăștia în două. Da, păi ești aproape, da. Plăce așa să... Hai, hai. Aude-l cum vine. Ce mai vrem asta, bă? Hai, bă. Stai, ia ne chemăm pe partea alaltă? Păi da. Bă, o luci mai speria, futut scrapling hook. Bă, vezi că e unul cu roșu aia și nu... Bă, ăla e volatile? Sau ce era? Dar tu ești, păi mă lași pe mine să vorbesc? Bă, alo? Bă, nenea. Bă, nu pot face nimic în tunelul ăsta. Ce mă, s-a gliciuit jocul, mi-apare aia că se încarcă ceva. Nu, mie nu mi-apare că se încarcă. Cred că ori trebuia să omorâm noi zombiul ăla după ce zice asta ceva sau nu știu. Nu, trebuie să aibă treabă. Cred că s-a gliciuit misiunea. Ia stai așa. Ah. Bă, head to the granary. Păi am schimbat eu misiunea, că poate... Altuiezi. Păi... Știu eu mai multe metode să vorbim cu asta, dar... Văd că nu mă lasă să iau... Hai mă, fratele meu. Bă... Putu misiunea. Nu știu ce să zic de misiunea asta. Interesant. Oare poți să dai restart mission? Ia stai. Că văd că mai avea un glitch ăsta. A, uite mă, trebuia să deschidem camionul ăsta tâmpit. Cum îl deschizi, bro? Apăsa F pe ușă. Uite ce cretinist. Hai mă, pe bune. A, aia era... Aia era prieten, hai mă. But when did she get bitten? Didn't you know about it? It must have been on the way to the campground. I would have known if it had happened before that. Look, if it helps any, there was nothing you could have done. No, Kyle. That doesn't help. Just get your things. I'll take you home. Home? Are you crazy? I can't go back now. It would make everything pointless. Eski, come on. Kyle, listen to me. If I go back, I'm trapped. I can't accept that. I won't. Jesus. All right, well, listen. Go. Be careful. Okay, this tunnel should lead to Old Town. I'll ask my friend Troy to look out for you. Good luck, Eski. Thank you. Thank you, Kyle. Hey, scăpă aici de misiunea asta, măcar. Da, păi măcar nu e că se putea și mai rău. Trebuia să deschizi neba ușa asta de la camion, dar... Dar de ce? Încă mi-arată... Da... Bună întrebare, de ce încă ți-arată? Da, gata. Ok, trebuie să... Tell Jasir that is Gizgan, ok. Nu cred că o să fie ușor să-i spunem, dar... Hai afară.
Mai avem și alte treburi decât să stăm după toți nebuni. Eu mai vreau misiunea, frate. Lasă-mă cu la aia. Multe. Cretin rău. Lena, are you there? Ce vrea, mă, zombiul ăsta prost? Listen, there's a hidden tunnel. I think it opens up in southern Old Town. There'll be a girl passing through it soon. Could you ask Troy to keep a lookout for her? I know, and I'm getting closer. Just help this girl, okay? Her name is Eski. Ce face bă atât de urât? Nu știu. Ia hai mă că mă duc să-l bă pături. Ia lui aia și familia. Lasă-l bă pături, ești nebun. What the fuck? Înnebuniști cu un tur? Stai că mă bag cu tur. Ce Dumnezeu, bă, dar... Poți o să am o secundă de liniște și am așa pe voi de zombie, cretin. Ia tu ori pus panina. Lasă-mă bă în pace, bă, 2 minute, lasă-mă în pace. Mai uite Old Town, nu mă. E bine că ăla care scuipă cu... Trebuie să mergem la Jasir ăsta. Hai, că o iau spre el. A fugit Bolterul, ce păcat. Ok, apare l-am bătut și pătură. Era greu de bătutor? Bă, am tras o seagă în el. Ce se întâmplă poate aici? Poate ălea 50 de gloanțe sau câte avea morții mei. Ce n-ai bă aici? Missing person? Face urât aici GPS-ul ăla, nu înțeleg de ce, că nu e nimic special. A, de asta. Ce, ai găsit ceva? Da. Missing person, ce n-ai bă? Ia uite, bă, uite, loot bun. A, nu vreau loc pic, lasă-mă. Păi și, ok, eu am... Hai mă, fă ceva și tu cu cutia asta tâmpită. Da, nu știu ce... Ce de frate căsoiul ăsta? Eu am ajuns la un loc de ăsta unde zic că e un missing person, hai ce... să... Ce familia mă zic că... Să-l cercetez un pic dacă tot stai aici. Bă, stai că le-am plac și mie cu missing person. Tu pe unde ești? Într-o casă aici. Wow. Ia că vin și eu. Medkit, dă lângă, adică nu e nimic, perfect. Hai că venirea în rola fix în mașină. Aici, lockpicking nu știu de care, nu mai fac. Deci s-a dus și tor, nu mai am eu niciun glos, dar măcar nu mai e tor pe hartă. Era mișto tor? Da. Era de la, era uite-l, doar că avea armură. De care, de la cu ciocanul? Da. E... Ce misiune e asta? Missing person, găsești corpul ăla care a murit sau... Dar mie de ce neva nu mi s-a pus gen la quest-uri acolo? Păi nu e quest, nu vezi pioneza aia? Eu nu găsi nimic. Bă, uite aici în casă, what? O văd până... Nu? Uite aici. M-o fi asta? Da, ba, cred că da. Păi, dar nu... Probabil. Nu fi asta? Ia, uite-te pe tabela asta pe aici. Missing person ID. Te-a pus... Ba, da. Că ăla ți-a lăsat o funii lângă. Gata, l-am găsit pe asta. Da, ok. Cam dubios, da, mă rog. Hai afară. Hai să ne ducem la, să-i spun, la Justice, să-i spunem lui ăla că... A plecat nebuna, a scăpat de o pacoste, hai. Bun. Poți să-și mai pun la Justice, de fapt stai că nu mai pun de la misiune. Ce să mai pun că...
Da, cam periculos dintr-o asta. În mâinile cui nu trebuie. Bă, am ajuns și acasă, ce pot să zic. Și Dumnezeu, e chestia asta cu albastru aici. Jamal? Ia vină mă la Jamal ăsta. Ce Jamal, mă, Jamaica? Păi uite-l aici. Ia. Never seen a man earn the trust of the children as fast as you did. They've kept an understandably low profile ever since the government banned all illegal religious sects in our country. Banned? Why? There was a massacre 50 years ago. It was chaos after that. We had to act fast, and we had no idea what should be done. It was in politics back then, but not corrupt, not... Uh-huh, figured. I voted against the madness, but nobody listened. They laughed at me, blamed the children, but I knew they were wrong. My mother grew up here and never had a bad word to say about the children. After I lost everything, I came to this place and helped them start the Preservation Society of sorts. They kept their rituals a secret, didn't accept anyone from the outside. And for a long time I felt betrayed, Mr. Crane. I helped them survive, and they shut their doors to me. How could they? They didn't accept you into the group? No. I'm sure you can imagine how betrayed I felt. But now that the government has failed to protect its people, the children have reappeared, stronger than ever before. And after all those years, they didn't forget about me, Mr. Crane. I'm well fed, clothed. Deci asta practic îi susține pe ăștia, pe the children. I wish I could say all's well that ends well. I just hope we all live long enough to see the end of this madness. Da, hai la Jasir. Ia zi, bă, nebunule. Să mă duc repede. Da, hai, cumpăr pe aia muniți. Ia zi. Zir, I found some of Eski's things near a tunnel. Looks like a smuggling route. I'm pretty sure it leads all the way to Haran. She's going to Haran? Well, could she be safe in the city? You've been there, tell me. I won't lie, Jazeer. It's a dangerous place, but I'll reach out to my friends there. They'll help her. Thank you, Kyle. Așteptam dar altceva de la asta. Bă, și eu, dar... Da, e bine. At the end of the tunnel. Altă misiune. Heart of Darkness. Alt Volatile Hive. Ăla s-ar putea să fie mai greu, nu știu. Shotgun. Ăstea sunt baza. Câte avem? 30. Hai, că ne ajung. Bun. Unde naiba mai e și ăsta? Uite, pana mea e... E fix în colț opus al hărții. Ma. După aia ce mai avem? Mai avem misiuni de luat? Nu cred că mai avem, nu? Mamă, chiar avem. Ori trebuie să ne apucăm de făcut volatile hive-urile astea. Heart of the Darkness. Păi ăsta mai atât. Păi mai sunt și altele pe hartă dacă vezi tu bine. Oh. Da, păi mai avem puțin și facem Disciple. E, luați așa. Oricum, hai să le facem, ce să mai stăm, mergem la ele direct. Sau măcar ne ducem într-acolo, că avem 20 de minute, da? Măcar să ajungem acolo, că e cam departe. Să ajungem și după aia încheiem și continuăm. La un următorul. Păi dacă încolo cred că facem numai volatile hive-uri. Și niște save zone-uri, că văd că mai avem pe hartă. Păi și dacă... Dacă facem disciple ăla... Mai păi facem eu deja am disciple-ul făcut, tu nu l-ai. A, deja? Eu am 1050 din 1250. Ia uite mă că și aici un volatile hive la tunelul ăsta, da? Ne-am văzut că ține foarte mult, dar cine termină misiunea mai repede. Habar n-am.
Ce naiba e aici? A spus unexplored, nu știu ce region. Asta e, ce e aici? Păi ce special aici? Niște zombie, what the fuck. Ok, nimic special, hai la mașină înapoi. Credeam că e vreun missing person de ăla, dar... A sărit ăla fix în electricitate, prostovanul. Au. Pe unde ai rămas, bă? Op, și bă, în spate. Nu. No. Nu întreb de ce. Hai că ușor, ușor ne mai familiarizăm și cu drumurile pe aici. Da, bune. Că s-o leagă puțin cam, mama, pe unde trebuie să o luăm, pe stânga? Da, eu fac pe stânga. Pe stânga trebuia? Eu o iau pe stânga. În fața oricum era un demolisher. Luați-aș cutia la... Bă, aici îndem la casa lui prostul ăla de Attila. De vezi că vin niște cretini după noi. Păi stai, nu e bine pe unde am luat-o? Uite pe aici. Dar unde Dumnezeu e ăsta? E sub apă? Bă, ești nebun, ăsta e pe sub apă intrarea. Bă, dar stai, nu e noapte. Știu. Avem gloanțe ce morți, mă. Bă, păi hai să încingi noi episodul dacă tot. Ok. Să începem altul nou. Cam atât cu acest episod, ne revedem data viitoare. Sperăm că v-a plăcut, pa, pa.